Eu să vă binecuvânteze, să fiți ca niște stejeri, că mă gândeam în aceste momente aici, că eu chiar am o carte și o am astăzi la mine, mă gândeam aici ce înseamnă să fii stejar, dar să fii crescut în pădure și nu într-un ghiveci. Pentru că atunci când venim la biserică, Dumnezeu ne transformă în niște stejari. Aici este pădurea lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute să fim cât mai falnici cu toți. De câte ori venim aici, Dumnezeu ne plantează în biserica ta. Să știți că am fost în multe lucruri extraordinar de frumoase, dar nimic nu m-a încântat decât biserica. Când am intrat de dimineață aici, am venit puțin mai târziu, că n-am fost atent la ora de începere, deci pur și simplu a pătruns așa o tensiune de 220.000 de volți în mine și am fost super încântat pentru că Dumnezeu trăiește, pentru că am o mulțime de frați și pentru că știu că de câte ori vin aici, Dumnezeu mă schimbă. Noi nu venim aici să ne informăm și să ne transformăm. Amin? Haideți în dimineața aceasta să citim un text din Deuteronomul, ne ridicăm în picioare, capitolul 2, vă citesc de la versetul 2. Domnul mi-a zis, va ajunge de când ocoliți muntele acesta, întoarceți-vă spre miază noapte. Dă următoarea poruncă poporului, acum aveți să treceți prin hotarele fraților voștri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir. Ei se vor teme de voi, dar să vă păziți bine. Să nu vă încăierați cu ei, căci nu vă voi da în țara lor nici măcar o palmă deloc. Muntele Seir l-am dat în stăpânire lui Esau. Să cumpărați de la ei cu preț de argint hrana pe care o veți mânca și să cumpărați de la ei cu preț de argint chiar și apa pe care o veți bea. Căci Domnul Dumnezeul tău te-a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale și ți-a cunoscut călătoria în acest mare pustiu. Amin. Haideți să ocupăm locurile și Domnul să ne vorbească și astăzi. Eram în urmă cu 40 de ani și unul dintre colegii mei de liceu a venit într-o zi și era foarte supărat. Am stat puțin de vorbă cu el și l-am întrebat, Vasile, dar ce este cu tine? Și a spus, păi Nicu, fratele meu cel mai mare a fost prins și acum este arestat. A încercat să treacă din România comunistă în Iugoslavia. Și spune, mă, în urmă cu câteva sări, după ce a pregătit tot terenul, a trecut granița în Iugoslavia. Și când a ajuns în Iugoslavia, n-a mai putut de bucurie și a alergat toată noaptea, mă. Și dimineața, zice, când s-a trezit, când s-a luminat de ziua și se bucura în sfârșit că este în Iugoslavia, se întorsese înapoi în România. Pentru că, vedeți dumneavoastră, chestia aceasta poate că fie amuzantă, poate că să fie tristă, dar lucrul acesta se întâmplă de multe ori și în biserici, lucrul acesta se întâmplă în societate, lucrul acesta se întâmplă în viața de creștin. Știți de ce? Pentru că noi ne-am hotărât să pornim la un drum din apa botezului sau de când ne-am botezat și am spus, Doamne, o să alergăm cu toată viteza înspre tine. Și noi nu că ne oprim și noi alergăm, dar foarte mulți dintre noi și foarte mulți dintre biserici am constatat că după ani de zile ne tot învârtim în cerc. Am constatat că ne-am întors de acolo unde am plecat. Noi când ne-am pocăit am renunțat la televizoare și mai târziu le-am băgat în casă și nu mai scăpam de ele. Noi când ne-am pocăit am luat Biblia și am început să citim și după aceea mai târziu a apărut TikTok-ul și a apărut Instagram-ul și nu mai scăpăm de ele și stăm mai mult pe ele decât pe internet. Noi când am venit în biserică la Dumnezeu, am spus, în biserica lui Dumnezeu nu se poate divorțuri, în biserica lui Dumnezeu nu există avorturi, în biserica lui Dumnezeu nu există certuri, în biserica lui Dumnezeu nu există răutate. Și din nefericire, noi pastorii și nu numai pastorii și dumneavoastră, ne confruntăm cu tot felul de bilete și de probleme pe care uneori nici nu știm să le rezolvăm. Noi când am venit în biserica lui Dumnezeu, am spus, Doamne, o să alergăm pentru tine, o să studiem Scriptura, o să învățăm pe de rost. Și pe zi ce trece, vedem că parcă ne întoarcem cumva, ne învârtim cumva într-un cerc. Și oameni buni, Dumnezeu vrea să ne avertizeze învârtitul acesta în cerc. Este tot un mers, este un mers pe loc, este pasul pe loc. Pentru că aceleași probleme ne apasă de ani de zile și parcă suntem tot mai nepregătiți, tot mai fără evlavie, tot mai fără putere, tot mai falimentari, tot mai fără rod pentru Hristos. Și știți din ce cauză? Pentru că mulți din noi, dintre români, dintre alții, am început o viață care de fapt parcă este un cerc. Începem de undeva și ne întoarcem acolo. Începem de undeva și ne întoarcem acolo. Venim duminica în biserică, suntem extaziați, cu mâinile pe sus, cântăm, ascultăm predici, ne luăm angajamente și de luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, tot acolo înapoi și iară la biserică, și iară înapoi, și iară la biserică, și iară înapoi. Domnul să ne ajute să putem să stopăm învârteala aceasta. Pentru că de aceea sunt de multe ori falimente. Ați auzit de oameni care se învârt în cerc, care vin și spun, nu mai pot să scap de cutare problemă.
Mă confrunt de atâția ani. Au fost tineri care mi-au scris, care îmi scriu. Mă confrunt de ani de zile cu pornografie. Mă confrunt de ani de zile cu anumite adicții. Nu știu ce să fac, cum să scap de ele. Sunt insensibil. Este ceva care mă oprește. Sunt tot într-o nereușită. Și lucrul acesta, rețineți ce vă spun, nu se întâmplă numai în lumea evreilor. Lucrul acesta se întâmplă și în lumea noastră a creștinilor. Am citit textul acesta de față și textul ne spune că la un moment dat Domnul vine lui Moise și spune: Moise, fii atent puțin, astăzi vă ridicați tabăra și va ajunge că vă învârtiți în jurul muntelui Seir și trebuie să o luați înspre nord pentru că scopul vostru este să ajungeți în Canaan. Moise, ajunge că vă învârtiți în jurul muntelui acesta. Seir însemna ceva împădurit și ceva încălcit. Ajunge că e numai o pădure după care tot vă ascundeți, tot vă învârtiți. Eu când v-am scos pe voi din Egipt, eu scopul vostru a fost ca să intrați în Canaan. Și dumneavoastră știți că Dumnezeu i-a dus până în granița Canaanului și la Cades Barnea le-a spus la 12 inși care erau considerați viteji: intrați acum și cercetați țara aceea, după care vom avea o luptă cu ei, după care vom intra și o vom câștiga. Și 10 dintre oamenii ăștia care se spuneau că sunt viteji au venit și prin vorbele lui au făcut inima poporului ca apa. Și mai mult decât atât, a determinat poporul ca 40 de ani să se învârte în cerc. Vorbele lor i-a făcut pe popor ca să se tot învârte, să tot învârte. Și de la o simplă încercare, aș putea să spun, de a merge la drum fără Dumnezeu sau la luptă, spune că vrăjmașul după aceea, când s-au dus ei să lupte, i-a alergat ca pe niște albine și s-au tot învârtit, s-au tot învârtit. Și atenție ce vă spun, ei n-au stat pe loc, ei au mers în continuu. Să știți că sunt oameni care vin de ani de zile în biserici, sunt oameni care de ani de zile sunt creștini. Ei nu stau pe loc pentru că ei se roagă, ei participă la biserică, ei mai deschide Biblia, ei mai ascultă predici. Dar prin viața pe care o trăiesc, se întorc de acolo de unde au plecat, se întorc de acolo de unde au plecat. Eu nu vreau să sprostesc sentința aceea catastrofală a lui Petru care spune că scroafa s-a întors. Unde? Înapoi în mocirlă, da? Eu nu vreau să spun lucrul acesta că oamenii se întorc înapoi în păcat. Eu spun despre oameni care încă continuă, să zicem, și se învârte în cerc. Și vreau să vă atrag atenția puțin aici. Sunt creștini. Tindei noștri care, așa cum am spus, nu stau într-un loc, ei vin, ei cântă, ei fac chiar fapte bune uneori, dar nu se întâmplă nimic în viața lor. Știți ce fac? Ei se învârt la un moment dat în cerc și parcă Hristos nu mai este cu ei. Și gândiți-vă că lucrul acesta l-a făcut Maria cu Iosif, mama Domnului, când a fost la 12 ani cu Domnul Iisus în templu, spune că după ce au mers o perioadă de zile de mers, și-au dat seama că Iisus nu mai este cu ei. Și-au dat seama că au pierdut pruncul, că tânărul acesta, copilul lor lipsește. Și știți unde îl pierduseră? Vreau să vă spun sincer, la biserică îl pierduseră. Nu-l pierduseră în discotecă, nu-l pierduseră în baruri, nu-l pierduseră pe străzi foarte aglomerate, nu-l pierduseră la, nu știu ce, afaceri de business și-l pierduseră în biserică. Și am putea să ne gândim, bine, dar cum adică se poate pierde cineva în biserică? Păi foarte simplu, fiți atenți cum ne învârtim în cerc și ne pierdem chiar în biserică. Butonând telefoane, criticând predica sau pe cel care predică, râzând uneori, mestecând gumă, trăgând cu ochiul la vestimentația celor care sunt de la garderopele de lângă noi, obișnuit cu biserica, cum a fost obișnuit Uza la un moment dat cu chivotul, fiind ispitiți de, sau nu neapărat ispitiți, hai să zicem, că sunt unii și ispitiți, dar fiind lipsiți de enteos, de entuziasmul acesta, chiar și la predici, și vă mai spun ceva și să ne ferească Domnul, uneori și când cântăm mințim. Că spunem, adu Doamne ziua aceea mai curând. Noi o cântăm, dar problema este că trebuie să o și trăim. Și asta este viața de cerc. Și știți care mai e o viață de cerc? Cea în care ne îngropăm talanții. Bun, dar haideți să ne uităm, că v-am citit textul aici. De ce evreii s-au învârtit 40 de ani în muntele, după muntele acela Seir? Și am putea să spunem cu toții, pentru că au păcătuit înaintea Domnului. Dar hai să scoatem la o parte partea asta de păcat. Că oamenii care s-au dus în păcate aia, nu numai că se învârt în cerc, aia s-au oprit undeva. Dar totuși sunt oameni care continuă cu Dumnezeu și viața este un cerc. Și primul lucru pe care îl învățăm în dimineața asta este că ne învârtim în cerc atunci când ne îndoim de toate promisiunile Domnului. Nu zicem amin aici, că n-am vrea nimeni să fie așa.
Ne învârtim în cerc când ne îndoim de toate promisiunile Domnului. Nu, adică unele le credem, dar altele nu le mai credem. Unele spunem, da, sunt, ni se împlinesc, sunt pentru noi, dar altele nu le mai credem. În capitolul 1 cu 33, o pagină mai înapoi în Scriptură, spune cu 32, zice, cu toate acestea, voi n-ați avut încredere în Domnul vostru. Voi n-ați avut încredere evreilor că Dumnezeu o să vă bage în Canaan. Voi ați avut încredere că Dumnezeu îl va zdrobi pe faraon. Faraon era armata, Force One a lumii. Era Statele Unite sau NATO acum. Faraon era de neînvins în lumea aceea și n-aveau cum evreii care erau tot timpul la mocirilor, la cărămizi, să învinți o armată performantă, dar Dumnezeu l-a învins. Voi nu v-ați îndoit, zice, în momentul când am ajuns la Marea Roșie și v-am făcut asfalt pe fundul ei și ați trecut cu pereții ăia mari de apă și după aceea faraon a fost distrus. Nu, nu, nu. Voi nu v-ați îndoit nici de faptul că dacă puneți sângele mielului când va trece îngerul morții în noaptea aceea pascală, voi veți fi ocrotiți. Nu. Voi nu v-ați îndoit că eu o să vă dau o țară pe care nu o să o vedeți niciodată și ați pornit la drum, pe care n-ați văzut-o niciodată, iertați-mă, și ați pornit la drum pentru ea. Da? Dar vorba este că voi în momentul când ați intrat în țara aceea, unii dintre voi, și ați văzut numai pe fiii lui Anac sau mormintele lor, cum spune istoria, că spune că aceste călăuze au văzut morminte de 6 metri, că așa se făceau în țara aia și ei s-au speriat, au spus aici sunt uriași și voi atunci ați spus, nu, nu putem să-i învingeți și voi v-ați îndoit de faptul că Dumnezeu o să lupte pentru voi și că Dumnezeu e cel care vă dă țara și nu voi. Pentru că tot ce avem noi, avem de la Domnul. Noi de multe ori ne îndoim și noi și suntem poate ca și evrei ăștia, dar nu uităm că Dumnezeul nostru este cel care luptă și toate victoriile sunt în mâna Lui. Pentru că sunt o grămadă de trăzniți acum cu tot felul de prostii care vin cu bazaconii prin școli, prin societate, care ne opresc să ne rugăm, care ne opresc să cântăm, care vin și ne batjocoresc când facem ceva. Dar lumea asta nu e a lor, lumea nu e a Antoldului, lumea nu e a lui care cântă nu știu cum dezbrăcat cu cruci pe piept și fac manele și atâtea prostii. Aia este lumea, aș putea să zic, cum a zis o judecătoare din România, Adriana Stoicescu, aia e lumea lui Batman, lumea lui Dumnezeu. Este asta în care suntem noi și Dumnezeu o să dea victorii. Fac o mică paranteză aici. Am fost foarte indignat acum când a fost ăla US Open cu tenis. E o fetișcană la americani, e de culoare, fata asta, și ea a câștigat la 19 ani US Open. Când s-a așezat puțin pe scaun, de cât s-a așezat, s-a dus fata în genunchi și a început să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că este credincioasă, e de-a noastră și antrenorul lui este și el creștin practicant. Și ăștia de la televiziune au început să o bajocorească și o grămadă de oameni să hulească, să vorbească, că de ce s-a rugat, că ce a făcut acolo, că deci am ajuns să nu putem să ne mai rugăm nici în public, că oamenii ăștia lui Batman, că oamenii nu știu cui, sunt împotriva noastră, dar să știți că Dumnezeu este Cel care duce până la capăt și noi nu trebuie să ne îndoim. Duce până la capăt nu numai mântuirea, dar toate luptele noastre. Și acum vreau să vă spun ceva. Știți cine sunt oamenii care se îndoiesc? Sunt oamenii mântuiți, dar oamenii care sunt neduhovnicești. Atenție! Oameni mântuiți, dar neduhovnicești. Ăștia se îndoiesc de toate promisiunile lui Dumnezeu. Ăștia sunt ca niște fermieri care au toate utilajele și când văd hectare de pământ spun, oh, este imposibil să lucrăm, că este foarte mare. Oameni care sunt în biserică și care totuși se îndoiesc, dar dacă Dumnezeu nu face, dar dacă Dumnezeu nu lucrează. Oameni care sunt la un moment dat ca evrei, spunem Psalmul 78 cu 19, poți să și afișeze aici dacă vor. Oamenii ăștia care spun, vin și se vorbesc împotriva lui Dumnezeu și știți ce se întâmplă când oamenii ăștia vin și se ridică împotriva lui Dumnezeu? Haideți să vă citesc versetul, zice, au vorbit împotriva lui Dumnezeu și au zis, oare va putea Dumnezeu să ne pună o masă în pustiu? Adică, știți ce înseamnă asta? În primul rând, chestia asta, îndoiala asta, pentru că de oare va putea Dumnezeu să mă vindece de cancer? Sau pe fetița asta, Rut, oare va putea Dumnezeu să o scoată de la aparat? Oare va putea Dumnezeu să-l ajute pe Cornel în India să poată să nu răscumpere 5 fete și să vestească Evanghelia și să răscumpere oameni din împărăția Întunericului? Păi dacă e ceva ceea ce Dumnezeu nu poate să facă și rețineți, în momentul în care noi ne îndoim, noi care suntem credincioși, primul lucru, profanăm numele lui Dumnezeu. Când spunem, oare Dumnezeu va putea și în dreptul meu, noi profanăm numele. E vreun lucru pe care Dumnezeu poate să nu-l facă? Există ceva pe care Dumnezeu poate să nu facă?
Apoi mai facem ceva, putem să devenim orbi spiritual, pentru că la fel ca și evreii, deci care au uitat tot ce a făcut Dumnezeu pentru ei, putem și noi să uităm ce a făcut Dumnezeu până acum. Știți ce mă rugam într-o seară? Pentru că am fost foarte bolnav în ultimii ani și să vă rugați și pentru mine. Și m-am rugat într-o seară și am spus, Doamne, chiar dacă ar fi să vin acum la Tine, nu-mi doresc chestia asta acum din cauza copiilor, a bisericilor, a dumneavoastră, sunt încă tânăr, dar chiar dacă ar fi să viu, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine în toți anii ăștia. Îți mulțumesc că mama când a vrut să mă avorteze, tu mi-ai purtat de grijă. Îți mulțumesc că eu când am rămas fără o familie undeva abandonat ca să merg la orfelinat, Dumnezeu a trimis pe cineva care mi-a purtat de grijă. Îți mulțumesc că în momentul în care m-ai botezat cu Duhul Sfânt și au fost o grămadă de oameni și de biserici, m-au aruncat afară pe ușă, au fost alții care, că m-au aruncat pe fereastră, au fost alții care au deschis ușile și îți mulțumesc că în fiecare zi pot să respir aerul tău, să merg, să mănânc. Îți mulțumesc, Doamne. Și chiar dacă nu-mi răspunzi uneori la rugăciune, îți mulțumesc că ești acolo, că ești cu mine și n-am vrea să fim oameni aceștia care ne îndoim, fraților, pentru că e drept și eu și dumneavoastră avem vise mari și visele mari ni le dă Dumnezeu și numai așa, numai aici și numai acum putem să îndeplinim visele acestea care le avem cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a dat talanți și noi investim cu ei și uneori dăm vina numai pentru cel care a îngropat un singur talent și noi avem 5 talanți și îi ținem în prosop. Să ne ferească Domnul să nu-i punem în negoț. Când ne îndoim, nu putem să fim folosiți de Dumnezeu nici măcar 5%, dar mă permite să fim la potențialul maxim. Și nu știu, fraților, vă zic sincer, nu știu de ce de multe ori noi avem încredere în bănci. Noi avem încredere în medici pe care nu-i vedem. Îmi spune cineva, mulțumesc frumos, Nicu, hai că vorbesc eu la un spital în Ungaria cu niște medici să mergi acolo să faci o intervenție. Și-mi spus, Doamne, eu nu știu ungurește, nici nu cunosc oamenii aia. Am curajul să am încrederea că un medic din Ungaria poate să rezolve problema pe care o am și de multe ori n-am încredere că tu poți să faci ca medicii aia să se facă de râs, să spunem, sau să nici nu mai intervină. Pentru că, vedeți, uneori avem neîncrederea aceasta. Domnul să ne dea putere. Și ne e frică, dar știți ce facem? Trebuie să pășim peste frică. Pentru că spune 2 Timotei 1:7, căci voi n-ați primit ce? Un duh de frică. Ce am primit ce? Am primit un duh de putere. Ei bine, iubiților, v-am spus că îndoiala asta face ca să ne învârtim în cerc. Mai spune la un moment dat în Matei 28, 16, 17 acolo, spune că ucenicii când au mers în Galileea după ce a înviat Domnul Iisus și când l-au văzut pe Domnul, unii s-au închinat și alții, mulțumesc frumos, și alții, zice, s-au îndoit. Da? Și trei ani au trăit împreună cu Domnul, 3 ani au văzut minuni, da? 3 ani n-au fost destul pentru ei și nici 40 de zile după înviere n-au fost destule pentru ei și nici mormintele deschise și oamenii ăștia totuși s-au înduit. Și știți ce face Domnul? Îi ceartă, nu? Ce face pe evreii aceia? Îi distruge, nu? Nu, vine și le spune așa, așteptați, trebuie să rămâneți în cetate și voi o să primiți o putere. Și apoi toți îndoielnicii o să fiți profeți. Și apoi toți îndoielnicii veți fi slujitorii lui Dumnezeu. Petru a predicat și s-a convertit mii de oameni, a vindecat bolnavii, Petru a înviat chiar pe cineva. Omul ăla care la un moment dat s-a înduit și ucenicii care s-au înduit. În Isaia 40:31 spune așa, dar cei ce se încred în Domnul își înnuiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Amin? Și știți când este îndoiala cea mai mare? Este când suntem gata ca să investim talentul nostru. Nu, eu nu vă știu îndoielile, nici eșecurile, nici zbaterile, nici lipsa de izbândă, dar eu știu astăzi și vă poruncesc în numele lui Iisus să ieșiți din cerc. Amin? Amin. Trebuie să ieșim din cerc. Thomas Edison în 1914, într-un orășel din New Jersey, West Orange se numea, într-o zi i-a ars tot laboratorul. Avea instrumente și clădirile de $2 milioane în 1914. Când i-a ars, a fost înspăimântat și strigă dintr-o dată, Charles, Charles, zice, te rog frumos, cheamă-o pe mama, cheamă-o aici pe mama Charles, cheamă-o pe mama, adu aici pentru că vreau să vadă ce n-a văzut viața ei întreagă. Și a doua zi dimineața s-a dus acolo unde erau numai ruine și a spus așa, dezastrul ăsta este foarte valoros, au ars toate greșelile mele, acum pot să încep de la capăt.
Uneori eșecurile noastre ard toate greșelile noastre și putem să o luăm de la capăt, da? N-ai vrea ca să începi iar de la capăt și Domnul să ne ajute să ieșim din cerc, ca să ne bucurăm de victorie. În Psalmul 56:3 spune, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Mă înțelegeți? Păi când ne încredem în Dumnezeu? Când ne temem, nu? Și asta ne dă putere. La un moment dat Moise a venit și știți că el se tot învârtea. 40 de ani Moise s-a învârtit în cerc. Era dimineața Sefora, prânz, oi, pustiu, muntele Sinai, după care vine la Adăpa, după care iară Sefora. Iară Sefora, munte, iară 40 de ani. Și la un moment dat Moise spune că a făcut un pas mai departe. Și când Moise a ieșit din cerc, a ajuns după aceea să scoată toți evreii din Egipt. Și când Moise a ieșit din cer, din obișnuința aceea, că cercul este o obișnuință, da? A ajuns după aceea Moise să fie un om extraordinar. Și asta vrea și Dumnezeu de la noi. Și Dumnezeu ne spune în dimineața asta, ai grijă, trebuie să ieși din cercul ăsta îndoielii. Dacă rămâi în îndoială, atunci viața este în cerc. Noi trebuie să avem o viață ascendentă. Noi trebuie să avem un traiect drept și nu să ne învârtim. Pentru că fiecare cerc este un zero. Și în fiecare an noi facem zerouri, zerouri și noi nu vrem să facem zerouri, noi vrem să aducem valoare cât mai multă înaintea lui Dumnezeu. Amin? Bun, dar vine Domnul și le spune, zice, mă, păcatul vostru este că v-ați învârțit 40 de ani în cerc pentru că v-ați îndoit. Dar haideți să vă dau niște recomandări ca să nu vă mai învârtiți iară următorii ani. Voi acum, zice, trebuie să porniți pe nord și luați seama așa. Zice, luați seama când veți intra în țara fraților voștri. Eu nu vă dau nicio palmă de pământ acolo. Și al doilea lucru pe care îl învățăm este că ne învârtim în cerc când alergăm după lucruri vremelnice. Ne învârtim în cerc când alergăm după lucrurile acestea pământești. Evreilor le-a spus Domnul, scopul vostru este Canaanul, nu ținuturile de dincoace de Canaan. Scopul vostru este Canaanul, zice, nu vreun pământ atrăgător care poate să fie dincoace de Iordan ăla. Nu este al vostru, voi sunteți numai trecători pe acolo. Dar de ce, Doamne, să nu avem nici măcar o palmă deloc? Pentru că, zice, vă veți lega inima de ținutul de dincolo de Iordan. Mă înțelegeți? Cu cât adunăm mai multe povestiriuni, cu cât avem mai multe afaceri, cu cât avem mai multe grade, trese, implicări astea pământești, cu atât ne legăm mai mult inima de ele. Păi când a fost criză și se văitau toți miliardarii din România că au pierdut, că nu știu ce, eu n-am pierdut, că eu de la cartofi prăjiți am căzut-o la cartofi prăjiți, mă înțelegeți? Adică eu în criză pentru de alții că își leagă inima de lucruri pământești. Și am vrea să nu ne legăm inima de astea, suntem doar trecători aici. Deci voi vă legați inima de ținutul de dincolo de Iordan dacă vă opriți o palmă de pământ. Și fiți atenți ce fac evreii, cum ajung în fața Canaanului, da? Trei dintre semințiile Israelului, fiii lui Ruben, al lui Gad și jumate din Manase, spun, domnule Moise, nouă să ne împarți țara aici, Iosua, noi nu trecem dincolo, noi rămânem aici, avem animale și așa mai departe. Și ei rămân acolo. De Iosua le spune, mă, vă las terenul ăsta, dar datoria voastră este să luptați cu noi, să câștigăm țara de dincolo. Zice, mergem. Și când se întorc înapoi în Iosua 22, spune că încă de departe au văzut un altar a cărei mărime izbea privirile, 22:9. Și drept urmare, știți ce făcuseră copiii, tinerii, nevestele lor? Pentru că au rămas dincoace de Iordan, deveniseră idolatri. Pentru că noi putem să devenim idolatri și acum ce idolatrie, că o să vă explic imediat, ajunseseră în idolatrie. Și apropo, de unde porniseră copiii lui Israel? Din Egipt, care era idolatră. Și unde se duceau? În Canaan, altă țară idolatră. Și Domnul a zis, dau la o parte toți idolatrii ăștia să fiți voi sfinți. Voi trebuie să distrugeți idolatria, nu trebuie ca să produceți idolatrie, da? Și lucrurile vremelnice ne te trag într-o idolatrie, până și Solomon a căzut în idolatrie. Dar haideți că noi ne gândim uneori, domne, care sunt lucrurile alea vremelnice? Ce ne trage în idolatrie? Păi spune Coloseni 3:5, lăcomia care este o închinare la idoli. Păi de ce aleargă oamenii de dimineața până seara cu câte două servicii? Păi de ce sunt conturi, de ce sunt atâtea prâmbânci, de ce ne cumpărăm, de ce facem toate astea? Vă spun sincer, știți de ce le facem? Pentru că suntem lacomi după lucrurile vremelnice. Și lăcomia spune, nu spun eu, o spune Biblia, o spune Pavel, este idolatrie. Dumnezeu nu este împotriva posesiunilor, împotriva lucrurilor de pe pământ, dar ne avertizează nimic vremelnic să nu pună stăpânire pe tine. De ce? Pentru că s-ar putea ca și copiii aceia evreilor să cazi, să zicem, într-o idolatrie. În idolatria aceasta a lăcomiei.
Pentru că idolatria, nu idolatria neapărat, lucrurile pământești, pot stopa călătoria. Haideți să privim puțin la Acan în Iosua 7. A crezut Acan, ce a crezut Acan așa? A crezut că dacă ia și el niște lucruri vremelnice, eu nu-l condamn pe Acan, că mă gândeam, mă, Acan a fost sărac ca mine, și ăsta când a văzut dintr-o dată niște lingouri de aur și niște haine scumpe, a zis, mă, le iau că n-am avut niciodată. Dar vedeți, lucrurile astea vremelnice, lucrurile astea, gestul ăsta necugetat al lui, nu numai că l-a distrus pe el, i-a distrus toată familia și cortul lui și animalele lui și tot ce avea și au fost duși în valea Acor, Iosua 7:24 și acolo au fost arși și distruși cu toți. Pentru că, oameni buni, lucrurile vremelnice, nu numai că ne țin în cerc, ne învârtim cu toată familia în cerc și pot să ne distruge, știți ce? Relația noastră cu Domnul. Acum, priviți puțin la Adam și Eva. Apropo, cât a ținut de foame, domne, fructul ăla oprit? Că ei au fost ispitiți la un moment dat, ea și după aceea și... Cât a ținut? A ținut o singură zi de foame. Că lucrurile vremelnice foarte repede trec, da? Și noi suntem veșnici. Și avem atâtea plăceri amăgitoare, atâta vremelnicie. Nu știu dacă sunt vremelniciile noastre mai mici ca la Eva sau mai mari ca la Acan, dar pentru ele plătim un preț uriaș. Și știți ce se întâmplă? Ne trezim că suntem deportați din preajma lui Dumnezeu. Și acum, haideți să vă spun câteva lucruri mici, vremelnice, pe care trebuie să le facem, că altfel ne vântim în cerc. Iubiților, toți, aproape toți dintre noi avem un serviciu. Să nu uitați, altarul multora dintre dumneavoastră e la serviciu. Nu puteți toți predica aici pe scenă, dar puteți să predicați la serviciu. Și când noi nu ne facem din locul de muncă un altar, da? Când noi nu ne facem acolo altarul acela pentru Hristos, știți ce facem? De fapt ne învârtim în cerc și ani de zile, colegi de-ai noștri n-au auzit de Dumnezeu, n-au venit în biserică. Apoi, nu intrați în anturaje proaste pentru unele business-uri, pentru unele afaceri, pentru că este o învârtire în cerc. Pentru că alții mă trag în continuu, până și Abraham Lincoln a pierdut toți banii datorită unor prieteni cu care a intrat într-o afacere. Dați cezarului ce este al cezarului, pentru că altfel ne învârtim în cer. Dumnezeu spune chestia asta, adică noi nu furăm la taxe, nu mințim, nu umblăm cu facturi false, nu punem magnet pe contoare. Nu vreau să fie ca undeva într-o localitate din România unde toată lumea are contoarul pe stâlp, pentru că le este frică la ăștia ca să nu facă nu știu ce șmecherii. Da? Apoi, dacă suntem patroni, trebuie să plătim muncitorii corect și trebuie să-i plătim la timp, trebuie să-i plătim suficient, ziceți amin. Pentru că altfel mă tot vârt în cerc, pentru că fur pe Dumnezeu. Apoi, încă un lucru de ăsta mărunt, vremelnic, care mă face să mă învârt în cerc. Dacă suntem salariați, da? Atunci noi nu ascundem de materiale, nu furi nici timpul, nici sacul de ciment, nu. Și trebuie să facem orice lucrare ca pentru Domnul. Dacă muncim cu ceva bun, da? Că și aici putem să ne învârtim în cer, spune, munciți pentru ceva bun și din ce aveți, să dați și la alții care sunt în nevoie, care sunt în suferință. Nu fiți lacomi, ne vine Dumnezeu și ne spune. Și ne arată un lacom bogatul care i-a rădit țarina în Luca 2:16. Și spune la un moment dat bogatul ăsta, o, suflete, acum ai atât de multe bunătăți strânse pentru foarte mulți ani. Odihnește-te, bea, mănâncă, veselește-te. Și Domnul știe ce îi spune? Nebunule, în noaptea asta, ții, se va lua sufletul. Pentru că te-ai legat de vremelnicie, mă. Pentru că n-ai avut niciun pic de recunoștință față de mine. Dar cum să-l ai? Păi oferim și celui de lângă tine. Nu numai oferim la biserică, să zicem, zeciuială, că Noul Testament este dărnicie, nu zeciuială. Dărnicie e mai mare decât zeciuială. Nu oferim numai nu știu cum, nu. Oferim și celui care are nevoie. De aceea nu trebuie să întoarcem spatele celui ce vrea să se împrumute de la noi, da? Sau celui ce cere de la noi. Lucrurile astea vremelnice ne țin pe loc și mulți oameni se învârt în cerc datorită lucrurilor pământești. Și știți ce fac? Îl neglijează pe Dumnezeu și se neglijează pe ei. Pentru că vă spun sincer, nu se poate și Dumnezeu și altceva, nu se poate și Dumnezeu și mamona, nu o spun eu, o spune Domnul, nu se poate și Domnul și lucrurile pământești, da? Nu se pot lucrurile acestea și atenție, lucrurile sunt vremelnice
și veșnice. Dumneavoastră să alergați după cele veșnice. Noi ne gândim de multe ori că lucrurile veșnice înseamnă așa, numai chestiuni mari de răsunet, să te duci să faci nu știu pe unde misiune, să predici pe stadioane, să-ți dai casa, să îți dai mașina, să te zerfești pentru un vrăjmaș. Dar haideți să, vreau să vă spun câteva lucruri mărunte pe care mi le-a spus Duhul Domnului ieri. Zice, Domnul, mă, nu neglijați nici lucrurile vremelnice mici pe care voi, zice, chiar trebuie să le faceți, că unele trebuie să nu le facem, care sunt trecătoare, dar altele trebuie să le facem. Dar astea nu sunt trecătoare, astea pot să zic că rămân veșnice. Nu neglijați să oferiți un zâmbet cuiva. Nu costă nimic un zâmbet, de oferă atât de mult, pentru că de multe ori, nu știu, parcă avem niște mutre acrite, așa. Spune un frate de la mine, de la biserică, mă, când am fost la biserica de creștin după Evanghelie din Câmpina, era un bărbat acolo la ușă titi, numai zâmbetul lui m-a dezarmat. Era prima dată când am fost la biserică, dar zâmbetul acela al lui, da, m-a înveselit. Dumneavoastră nu vedeți când ne întâlnim cu cineva și zâmbește, inima tresaltă, nu vine un posac dintr-o dată și inima noi se strânge. Apoi încă un lucru mărunt, oferiți o îmbrățișare cuiva, oferiți cuiva o îmbrățișare, poate că chiar nu o merită, da? Dar oferiți o îmbrățișare, pentru că până la urmă, când eu ofer îmbrățișări, vă ofer dumneavoastră, este problema de mine. Este și problema noastră, e problema de mine. La un moment dat o femeie spune, era în ziua de Crăciun și după ce am fost la socrii mei și mi-a stricat Crăciunul, m-am dus cu soțul meu într-un restaurant și aveam un băiețel mic pe care îl chema Eric, avea câteva luni, l-a pus pe un scaunel de aia, cum au americanii, și zice, era un bețiv, un bătrân, cum fac alții? Și în continuu, zice, copilul era numai atent la el și puțea ăla de, zice, mi-a stricat și eu la masa la restaurant. Și la un moment dat, zice, soțul meu a plecat mai înainte, eu mi-am ridicat să-mi iau copilul să plec și zice, Doamne, nu-mi dați și mie copilul să-l țin în brațe. Am zis că intru în pământ, cum să îl dau? A zis ăsta mie că vomită pe copil. Și la un moment dat, bătrânul ăla, zice, era murdar, cu haine slinoase, nespălat, cu mâinile, l-a luat pe copil și când a întins mâinile, copilul a sărit drept în brațele lui. Când a întins mâinile, l-a mângâiat așa pe spate, și-a pus obrazul pe copil, l-a sărutat pe cap, l-a mângâiat puțin pe cap și mi l-a dat, zice, să aveți grijă de bebeluși. Și a zis, Doamnă, vă mulțumesc că mi-ați făcut cel mai frumos dar de Crăciun. Nu știm ce era în inima lui, dar avea nevoie omul ăla să ofere cuiva o îmbrățișare. A spus, Doamne, eu nu vă pot îmbrățișa pe dumneavoastră, pe soțul dumneavoastră, mă crede că-s nebun. Dar măcar copilul ăla, poate că și el avea copii, poate că i-a pierdut. Contează foarte mult o îmbrățișare, aici vremelnică, dar este veșnică, în veșnicie, acolo se va pune. Sau fă cuiva o apreciere, pentru că vă spun sincer, e plin pământul de dislike-uri, e prin pământul numai de comentarii, toți comentatorii, s-a găsit o grămadă și de fătuci și de băieți, abar n-au nici nu știu Biblia, să comenteze ei, să facă numai, să caracterizeze ei pastori, predici, nu știu ce. Nici nu știu dacă Biblia începe cu Apocalipsa sau cu Geneza și ei vin ca să ne învețe nu știu ce lucruri. Oameni buni, vă spun, nu faceți astfel de lucruri de dezapreciere, e plin pământul, noi suntem chemați să facem apreciere. Într-o dimineață, un senator și-a angajat un băiat și a spus, mă, am nevoie de un băiat aici să-i facă ordine prin birou, sau eu știu, cineva la biroul lui. Și când intră într-o dimineață pe ușă în office-ul lui grăbit, băiatul aranjase tot, a luat poziția drept și a zis, bună dimineața. Și se uită senatorul și spune, extraordinar, niciodată n-a fost biroul ăsta mai frumos aranjat. După care iese, îl cheamă al senator, vorbește și când intră înapoi în birou, băiatul plângea. Și s-a dus la el senatorul și spune, mă, dar ce se întâmplă cu tine? Te-am jignit cu ceva, am făcut ceva, am vorbit ceva greșit? Și a spus, nu, domnul senator, niciodată în viața mea până astăzi, nimeni n-a apreciat nimic ce am făcut. Apreciați oamenii pentru ceea ce fac. Sunt lucruri acei care sunt vremelnice, dar ele contează, se transformă în lucruri veșnice, în veșnicie. Și Domnul să ne dea puterea aceasta și vă mai spun ceva care pare că să fie vremelnic. Spune Eclesiastul 11:1, aruncați pâinea pe ape, da? Și după o vreme o să se întoarcă pâinea aceea înapoi. Ăsta este, aș putea să spun că este cel mai frumos cerc în care, singurul cerc în care putem să trăim. Aruncați, faceți risipă de bunătate și se va întoarce într-o zi pentru dumneavoastră și să nu uitați cum ați făcut aici pe pământ, așa o să primim și dincolo. Cum am făcut aici? Dacă aici am pus neghină, să nu avem pretenție ca dincolo să se transforme. Neghina e tot un cerc, da? Și oricâte cercuri am adunat noi în viață, rezultatul este zero. Oricâte posesiuni am avea aici,
rezultatul este zero față de veșnicie. Al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm în dimineața aceasta, iubiților, al treilea, iertați-mă, este că ne învârtim în cerc când ducem lupte necerute de Domnul. Deci am spus că ne învârtim când ne îndoim de toate promisiunile lui Dumnezeu. Ne învârtim în cerc, da? Când noi alergăm după lucruri vremelnice și ne învârtim când intrăm în anumite dispute pe care Dumnezeu nu le-a cerut, în lupte, în războaie pe care nu Dumnezeu le-a cerut. Am spus că evreii când au ajuns la Cades Barnea au intrat într-o luptă necerută de Dumnezeu și Domnul le-a spus să nu mai intrați acum că v-ați înduit. Și când s-au dus, au întors spatele. Dar acum de 3 ori le menționează Dumnezeu aici când le spune haideți să intrați din nou în Canaan. De 3 ori le menționează. Versetul 5, 9, versetul 19, Dumnezeu îi avertizează să nu vă încăierați cu ei. Cu cine? Să nu vă încăierați nici cu Esau. De ce? Este fratele lui Iacov și vine dintre voi, neam cu voi. Să nu vă încăierați nici cu Moab, nici cu Amon. De ce? Pentru că sunt fiii lui Lot și sunt rudele tale, sunt frații tăi și tu n-ai voie să duci războaie cu cei care sunt în biserică, cu cei care sunt creștini. Nu contează denominațiunea lui. Nu contează că sunt ortodoși, catolici, adventiști, pentecostali, evangheliști, creștini după Evanghelie, baptiști sau alții. N-ai voie să duci război cu nimeni. Și noi știți ce facem? Noi intrăm uneori în războaiele astea care nu sunt cerute. Prea multe războaie are biserica astăzi în interior. Prea multe războaie de-astea, nu numai fraticide, dar și interdominaționale. Și astea sunt războaie la care Dumnezeu spune să nu intrați în ele. Sunt unii care astăzi încă mai duc luptă pentru cruce. Cum să ai, Dumne, cruce pe Biblie? Cum să ai cruce în biserică? Și ei cred că e ceva bun. Alții spun, e crucea noastră, ba nu știu ce, și tot felul de discuții. Sunt oameni care astăzi încă mai cred și duc războaie și critică pe alții, cum să botez pe cineva în bazin? Păi dacă ești în, unde mă să zic, dacă ești în Columbia și ești în Bogota și e oraș de munte, nu e nimic acolo, unde să botezi oamenii? Dacă cineva e bolnav în spital și este pe moarte, ce fac, îl duc pe ăla să-l botez în Dunăre, că vrei tu să fie în apă curgătoare? Și apar tot felul de răscoale. Sunt oameni care încă mai vin și vorbesc astăzi, zice, la cină nu se face cină decât un pahar, decât cu un singur pahar, iertați-mă, cum să dai cina cu păhărele? Dar eu vă spun, dacă e cineva, ia dumneata dintr-un singur pahar, cine vrea, ia din celelalte pahare. Noi nu zicem războaie pe astea și nu se mai termină, fraților. Parcă numai România e țara asta, da? care vine cu astfel de discuții. Apropo, haideți, nicio țară nu e în război, nicio țară nu e în război ca România. Vin unii și se spun de nu știu câte ori, Nicule, ai scris Iisus cu singurii, se scrie cu doi de ei. Du-te de aici! În nicio țară pe planeta asta nu se scrie Jesus cu doi de ei. E adevărat că se scrie Yeshua, Yeshua, ăsta este numele Domnului, da? Dar oameni care vin și știți ce facem? Intrăm fără, eu fug când aud așa ceva, îl las să vorbească 17 ore dacă au ce vorbi, nu-i bag în seamă și crăpunii de ciudă. De ce? Pentru că Domnul nu ne-a chemat să intrăm în război acum dacă se scrie Iisus cu unii sau cu doi. Pentru că Domnul nu ne-a chemat pe noi să intrăm în nu știu ce războaie, că cineva a făcut nu știu ce lucruri și nu e de la Domnul că a făcut ei și n-am făcut noi, da? Și haideți să vă spun un lucru care m-a durut foarte tare. Când se deschide Radio Vocea Evangheliei Suceava, apropo că are 30 de ani plus, da? Arhiepiscopul Sucevei, nu-i spun numele, cine este ăla, oricum a murit de COVID acum un an sau acum 2 ani, da? Scrie o scrisoare, știți unde, la CNA. Și fiți atenți ce spune în scrisoarea aia, vă zic numai câteva, îl citesc pe el. Cum au reușit acești păgânitori de credință să păgânească credința strămoșească de spune ei Vocea Evangheliei? Parcă ar fi monopol Vocea Evangheliei să aibă numai știne. Cuvintele lor umblesc sufletele curate ale bucovinenilor, mai spune. Și după aia spune spre sfârșit, vă rugăm să opriți, zice, și să-i limitați pentru că sunt plini de nerușinare și au trecut la prozelitism ignorându-se la noi acasă. Adică dacă cineva dintr-un cult se duce și predică, să zicem, într-o localitate unde sunt prezente alte culte și le vorbește oamenilor să fie mai buni, să se pocăiască, să iubească, să nu facă lucruri vremelnice, îi zăpăcește pe oamenii aceia, da? Adică e ca și cineva, o femeie care a fost toată viața cu prostituție, cu băuturi, cu tot felul de prostii, când s-a întors la Dumnezeu, zice cineva, niște babe, când mi-a spus, zice, eu te bă, zice, s-a stricat și cu tare, bă. S-a stricat, mă. Sau vorba la când mă duc cu Marian Mocanu la Bistrița și vine Oti și ne întreabă, zice, mă, când v-ați rătăcit la pocăiți? Așa ne-a întrebat. Că unii zic că noi ne-am rătăcit. Dar, Doamne,
să ne ajute Domnul să nu intrăm în războaiele astea cu nimeni. Și iubiților, războaiele, am spus că nu sunt cerute de Domnul, Dumnezeu n-a cerut inchiziție. Eu când am văzut în Toledo la biserici cârligele alea mari unde erau atârnați frazei noștri numai pentru că au crezut în Hristos, să-i atârne acolo până îi mâncau păsările. Războaiele, Dumnezeu n-a cerut cruciade, Dumnezeu n-a cerut arderea păruga lui Ian Hus, Dumnezeu n-a cerut nici măcar ca ăștia care, după ce Wycliffe a tradus Biblia în engleză, a fost scos din pământ și ars rămășițile. Dumnezeu n-a cerut războaiele astea, pentru că vă spun, asta este o dovadă de răutate și știți ce fac astfel de oameni? Când duci război cu fratele tău, te învârți în cerc, te învârți în cerc. Și Domnul spune, mă, ținta ta este acolo. Tu ai de luptat cu cine? Tu ai de luptat cu diavolul, tu ai de luptat cu căpeteniile, cum spune în Efeseni 6. Pentru că, iubiților, Domnul vine și ne învață prin Pavel, Roman 12:8, întrucât atârnă de voi trăiți în pace cu cine? Numai cu penticostalii. Numai cu cine e în cult. Numai cu cine, nu știu ce să vă zic, numai cu cine este creștin, nu? Trăiți în pace cu toți oamenii, a spus, inclusiv cu cei care vă vor rău, voi căutați ca să aveți pace cu ei. Câtă vreme Iacov a fost într-o răzmeliță continuă cu Esau, el n-a putut ca să-l vadă pe Dumnezeu așa cum este, el n-a fost Israel, adică cel ce luptă cu Domnul. Și noi vrem să ducem luptele pe care le cere Dumnezeu. E suficient că Absalon a adus o luptă plină de invidie cu tatăl lui. E suficient că Maria și Aaron au dus o luptă plină de invidie împotriva lui Moise și a spus, nu numai tu ești proroc aici, este suficient că Alexandru Căldăraru a dus un război împotriva apostolului Pavel, că Imeneu și Filet au fost plini de îngânfare față de Pavel. Noi nu trebuie să facem jocul celui rău. Că atunci când oamenii fac jocul celui rău, de fapt, este, să zic, din traiectul lui Dumnezeu și nu numai că e în cercul lor, este în cercul diavolului. Și un frate, e destul că a fost în Biblie un frate mai mare, nefratele îl numim noi, care s-a privit așa chiorâș la fiul risipitor. De aceea vă spun sincer, nu intrați niciodată niciun război fratricid cu nimeni și mai ales pe internet. Nu ne băgăm noi să aruncăm unii pe alții o travă, că Dumnezeu nu ne-a chemat la o travă, Dumnezeu ne-a chemat la dragoste. Și hai să vă spun ceva frumos. Știți ce se întâmplă când penticostalii se ciorovăie cu baptiștii sau cu ortodoxii sau cu alții? Satana ne mănâncă pe toți deodată. În Suedia este simbolul la intrarea într-un oraș, doi reni cu coarne de alea mari care s-au împuns și un lup care îi mănâncă pe amândoi. Pentru că eu, când mă cert cu cineva de altă denominație sau cu un frate de-al meu din biserică, de fapt, diavolul începe să ne roadă și să mănânce din noi. Psalmul 133:1. Iată ce este plăcut și ce dulce este să locuiască frații cum? Dezbinați, nu? Certați, nu? Împreună. Și versetul 3 spune, acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru veșnicie. De aceea, vă ordon să fiți buni unii cu alții. Da? Adică îmi ordon în primul rând mie, nu fiți irascibili. Da? Pentru că spune Psalmul, Proverbele, dați-mă 19:22, farmecul unui om îl dă ce? Bunătatea, nu banii, nu ochelarii de el, nu cristale Swarovski pe la nu știu ce lănțicuri sau pe la mânerul de la genți, nu? Nu, farmecul unui om îl dă bunătatea și om, oricine poate să fie bolnav. Petru spune la un moment dat, zice, să lăpădați haina de răutate și să știți că o spune bisericii. De ce? Pentru că răutatea mă face să mă învârt în continuu într-un cerc, dar noi ne-am îmbrăcat cu Hristos. Nu întoarceți rău pentru rău, pentru că dragostea nu face asta, ci mai degrabă, zice Pavel, la un moment dat să suportați paguba. Pentru că spune așa, el nu își ia cuvântul înapoi, chiar dacă a făcut un jurământ în... Oameni buni, asta înseamnă să nu intrăm cu nimeni în conflicte și să-i slujim lui Dumnezeu. Paul Washer se duce la o conferință în Anglia și le spune tinerilor de acolo la conferință, zice, astăzi vă vorbesc despre cel mai înfricoșător adevăr al Scripturii. Dumnezeu este bun. Și toată lumea a rămas uimită. Și a zis, dar dacă Dumnezeu este bun, de ce noi creștinii suntem răi? Dacă Dumnezeu este bun, dacă Dumnezeu iartă, dacă Dumnezeu trece cu vederea, de ce noi am intrat la încăierare cu alții? Să nu uitați, încăierarea cu frații mă fac să trăiesc viața asta în cer și nu mai înaintez deloc. Și am putea să spunem, dar frate, da, de ani de zile tot greșește, tot dărâmă, tot strică, dar ce să fac? Știți ce ne spune Biblia? Să iertați.
Efeseni 4:32 spune, fiți buni unii cu alții, fiți miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Dumnezeu pe voi în Hristos. Știu că e greu ca să iertăm, mai ales celor care ne fac tot felul de probleme, dar ascultați-vă aceea un lucru pe care vi-l spun. Neiertarea nu numai că este o viață în cerc, dar neiertarea este o proprie temniță. Pentru că atunci când nu iertăm pe cineva, poate altă dată vă predic despre iertare, noi ne autocondamnăm și noi intrăm într-o pușcărie a noastră. Știți povestea aceea a celor doi datornici, cel care avea 10.000 de galbeni să datoreze împăratului și cel care avea pentru ăsta cu 10.000 să-i dea decât 100 de lei. Și când s-au întâlnit, primul, deși a fost iertat de împărat, nu l-a iertat pe al doilea. Știți ce spune Matei 18 acolo? Zice, stăpânul când a auzit lucrul acesta s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti cel din urmă bănuț. Să nu uitați că ruga domnească, că ne rugăm și azi ne-a rugat și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi. Să nu fie nicio persoană, când plecați acum acasă, să nu apună soarele peste, nu peste mânie, peste neiertare și să ne ajute Domnul să putem să iertăm pe toți. Rugați-vă, să știți că se poate. Să știți că se poate lucrul acesta. Știți ce? M-a uimit, spunea fratele Trandafir și Andrew la un moment dat, zice, voi muri și zice, sunt foarte apăsat. Pentru că, zice, în viața asta de păstor a trebuit să iau niște decizii. Am avut oameni care au făcut mari prostii, mari păcate, mari greșeli în biserică. Și zice, i-am chemat, am discutat cu ei, am făcut niște procese verbale și i-am dat afară din biserică. Dar oamenii ăștia, zice, s-au dus în lume și nu s-au mai întors deloc. Și sunt apăsat, pentru că a trebuit să iau o decizie și, zice, mi-este greu. Și vă dați seama, mă gândeam eu așa, Dumnezeu cât e El de Tată în bunătatea Lui, câte prostii facem noi. Și totuși Dumnezeu își calcă pe inimă, spune, nu te iert. Și noi nu putem să iertăm pe cei care sunt lângă noi. Și știți ce facem? Când nu iertăm, intrăm în războaie, în conflicte și Domnul spune, nu vă războiți cu cine? Cu frații voștri. Să nu te războiești cu frații tăi Israele. De trei ori le spune Domnul adevărul ăsta. Și zice, dacă te vei bătea cu ei, tu nu o să intri în Canaan, ci vei rămâne tot în pustiu, tot lângă muntele Seir. Tot te vei învârti, tot te vei învârti. Al treilea, patrulea adevăr pe care îl învățăm în dimineața asta, și ne apropiem de încheiere, ne învârtim în cerc atunci când ne abatem de la traseu, da? Atunci când ne abatem de la traseu. Capitolul 5:33 spune să urmați în totul calea pe care v-a poruncit Domnul, să umblați ca să trăiți și să fiți fericiți. Asta o spune Domnul. Și știți, după eșecul acela de la Cades Barnea, evreii au fost puși de Dumnezeu ca să meargă înspre sud, înspre sud. Canaanul era în nord și a spus Dumnezeu, pentru că voi v-ați îndoit, acum o să vă duceți unde? Numai înspre sud și acolo o să vă învârtiți, o să vă învârtiți. Dar acum vine și le spune, gata, s-a terminat, acum trebuie să mergeți spre nord. Că dacă vă duceți spre sud, vă depărtați de Canaan, dar voi trebuie să intrați în Canaan. Dar de ce să mergem acolo, înspre nord? Pentru că acolo este țara promisă. Și vine și spune Iosua, își îndeamnă poporul când pleacă să câștige țara promisă în 1:7, nu te abate nici la stânga și nici la dreapta. De ce? Pentru că spune mai departe ca să izbutești în tot ce vei face. Pentru că în momentul când ești angrenat în ceva, dacă te abați la dreapta sau la stânga, n-ai cum să mai izbutești. Să zicem că alergi la maraton și ești primul. Și la un moment dat mă întâlnesc cu fratele Florică, cu Cornel, ăștia cu niște grătare la picnic și eu transpirat. Hai bă, zice că ai alergat 38 de kilometri, mai ai doi. Hai cu noi la un grătar. Și eu când mă opresc acolo, alții mă depășesc, mă înțeleg? Când mă bat, când nu ești atent. Când am venit acum, m-am uitat undeva în telefon, că tot avem dambla asta cu telefoanele. Wow, așa am făcut cu mașina dintr-o dată, că un pic am fost neatent, să spunem. Un pic de când m-am abătut și era ca să ies pe arătură. Nu vă bateți nici la stânga, nici la dreapta, pentru că, iubiților, viața cu Dumnezeu nu este cerc. Viața asta în cercuri, v-am spus că este cu zerouri, dar atenție ce vă mai spun, viața cu Dumnezeu nu e nici așa în zigzag. Viața cu Dumnezeu este linie dreaptă până în ceruri și Domnul să ne ajute la asta. Viața cu Dumnezeu nu e stânga, nu e dreapta, este lineară, pentru că orice abatere, orice distrugere de la obiectivul ăsta final, orice întârziere înseamnă un cerc vicios, înseamnă o sărăcie spirituală. Dar cum să nu ne abatem de la drum, Doamne? Păi este simplu, vine Iosua și spune, uite ce trebuie să faci, trebuie să păstrezi Scriptura cu strictețe. Iosua 1:8, cartea aceasta a legii, să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci, fiți atent, tot ce este scris în ea, căci atunci
vei izbuti în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Dacă te abați de la ea, astfel te învârți într-un cerc. Și încă o dată vă repet, cercul înseamnă zero. Zero este nimic. Dumnezeu să ne ajute să nu ne abatem de la Scriptură. Pentru că poruncile ei sunt valabile și astăzi. Și astăzi este valabil să nu furi, și astăzi e valabil să nu ucizi, și astăzi este valabil să nu curvești, și astăzi este valabil să nu depui mărturie mincinoasă, și astăzi este valabil să nu poftești o femeie în inima ta când ai văzut-o, mai ales îmbrăcată nu știu cum, că asta e fashion-ul păstrăzile Bucureștiului astăzi, și astăzi este valabil să nu pui nimic rău înaintea ochilor tăi. Psalmul 101:3, aici e vorba de televizoare, de internet, de toate prostiile. Scrie în Biblia asta. Și astăzi este valabil nu vă îmbătați cu vin, și astăzi este valabil nu întoarce spatele săracului și celui ce vrea să se împrumute de la tine, și astăzi este valabil să nu te uiți la fața omului, și astăzi este valabil să nu iei în deșert numele Domnului. Și vreau să vă mai spun, știți ce facem noi? De multe ori, nu numai că ne îndoim de toate promisiunile, dar de multe ori ne luăm din Biblie ceea ce ne convine. Cine își ia din Biblie ce îi place, trăiește o viață de cerc, de zero, de nimic. Și noi n-am vrea când ne întâlnim cu Domnul să spună să uite, ia mă, ce ai făcut în viață, Nicu Geantă? Păi zice, bă, cât ai alergat, dar ai făcut numai zerouri, mă. Și zerourile în cer nu se pun. Zerourile nu sunt valabile nici aici pe pământ. Și atenție, nu vă bateți de la calea Domnului nici măcar câteva momente, pentru că nu știm când este vine ceasul, când vine stăpânul, când e ceasul, când vine stăpânul. Iubiților, trăim într-o societate care tot se vârte în cerc și se învârte în cerc, dar știți ce mă uimește? Că nu se învârte în cerc încet. Nu se învârte în cer nici măcar într-un ritm de ăsta de dans, cum e hora la român, da? Și știți cum se învârte societatea în cerc? Într-o viteză continuă, într-o viteză, știți cum? În goană. Da? În goană, nu în prigoană. Că în prigoană ne alergă cineva, dar în goană alergăm noi singuri ca niște nebuni, știți? Și adică în goană, vorba fratelui Liviu Cabău, zice, în goană fără Iisus. Și noi n-am vrea în cercurile astea să ne învârtim și să Dumnezeu să nu fie acolo. Pentru că evreii s-au tot învârtit după munții ăștia în pădurița vieții, poate că credea așa, ne învârtim și ne ascundem. Și în sarabanda asta, da? Vine Dumnezeu la Moise și spune, gata, destul, ați scris o grămadă de cercuri până acum, destul de zerouri, vreau, zice, să vă îndreptați spre nord. Și astăzi, în 2023, vine Domnul și ne spune ceva interesant, Psalmul 46:10, opriți-vă. Opriți-vă din alergatul din cercuri, opriți-vă din goana din cercuri, da? Opriți-vă și luați aminte. Cum? Știți cum e asta, opriți-vă? Este ca și cum ar fi un vacarm foarte mare și să zicem că este nuntă aici și mirele, mireasa, toată lumea bucuroasă, toți cântă, toți aici, mai vine și alții, da? Și toată lumea este într-o veselie. Și vine o bătrână neatentă și când se împiedică de ăsta, de cablu, când l-a scos din priză, dintr-o dată se face liniște. Și în vacarmul ăsta Dumnezeu spune, hai să vă scot, scoateți-vă un pic în priză, opriți-vă să realizați că aveți o inimă care într-o zi și inima asta să o oprească. Opriți-vă și analizați, viața este scurtă, de aceea nu vă țineți de nimicuri, ne spune Domnul. Opriți-vă, nu vă încăierați cu frații voștri, opriți-vă, nu vă abateți din traseu, opriți-vă, zice că ați fugit și Hristos poate să nu mai fie în cercul vostru. Ar vrea ca Domnul să fie în cercul nostru. Amin? Opriți-vă, zice Domnul, opriți-vă că ați început să alergați singur de la o vreme și eu vreau ca să alerg împreună cu voi și oricâte ture de stadion ați da fără mine, nu aveți cum să fiți câștigători. Dumnezeu ne-a învățat în dimineața asta că există o viață de cerc și nu-i trebuie să ne oprim. De aceea vrem să ne oprim în dimineața asta și să ne analizăm. Totul în viața este deșertăciune. Asta vine și spune Eclesiastul. De aceea el vine și spune așa, atâta vreme cât nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, da? Când nu se opresc cei ce macină, când nu tremură paznicii casei, adică piciorul, spune Eclesiastul 12:3. Ce să faceți? Păziți poruncile Domnului, pentru că aceasta este datoria pastorilor. Aceasta este datoria mămicilor și atăticilor, nu? Aceasta e datoria celor care abia au venit la biserică. Aceasta este datoria fiecărui om. Aceasta este datoria fiecărui om. Și de aceea vă spun sincer în dimineața asta că ne-a vorbit Dumnezeu sau nu ne-a vorbit. Este vremea să ieșim din cerc și să mergem în linie dreaptă.
Este vremea să abandonăm toate cercurile, toată hora asta a nimicului, a neroditului, toată hora asta a trecerii șanselor care trec uneori așa pe lângă noi, pentru că este vremea, știți ce vreme? Să alergăm la Tatăl ca să putem să-L îmbrățișăm. Să alergăm spre raiul Lui, pentru că El ne-a înfiat, El ne-a răscumpărat și El nu ne-a răscumpărat așa cu nimic. El ne-a răscumpărat cu preț de sânge și a plătit pentru noi. Pentru că a fost o vreme și e foarte adevărat că noi parcă am trăit așa în zdrențe, dar Dumnezeu nu ne-a abandonat. Am citit acum de curând o poveste a unei fetițe din Coreea de Sud, avea 9 ani, undeva 14 kg. Părul ei era plin de lindeni, zice, aveam atât de mult păduc și ouă de păduci că părul aproape că mi s-a albis. În continuu murdară, în continuu în zdrențe. Și fetița asta era la un orfelinat. Acolo la orfelinat a trăit mari atrocități din partea celor care era mai mari. Și la un moment dat, când era acolo la orfelinat, zice, într-o zi a venit un om. Era așa de mare de parcă era Goliat. Și când a venit omul la un orfelinat, a venit împreună cu soția lui, zice, erau americani, noi toți eram coreeni. Și ne-am uitat așa, zice, miroseau a brânză. Coreenii așa spun despre americani, că miroase a brânză, că ăia n-au brânză de unde să mănânce săraci. Și zice, când ne-am uitat, s-a dus undeva la un pătuț, a luat un băiețel în brațe, l-a luat, l-a sărutat pe frunte, l-a mângâiat, l-a pus jos, s-a mai uitat, după aceea a mai luat încă un băiețel în brațe, l-a sărutat, l-a pus jos, după aceea a mai luat încă un băiețel, a luat vreo 3 băieței, i-a mângâiat. Și zice, m-am dus și eu acolo, o fetiță plină de bube și plină de păduici, m-am dus și eu, zice, înspre el. A zis, niciodată în viața mea nu mă lăsese nimeni în brațe să mă sărute și nici atât să mă mângâie pe cap. Și zice, când m-am apropiat de el, el mai lăsese un băiețel, după ce l-a luat, a pus obrazul pe el, l-a lăsat jos. Și zice, s-a întors așa spre mine, m-a cuprins în brațe și mi-a pus mâinile și m-a mângâiat pe cap. Am simțit ce n-am simțit niciodată. Pentru că zice, nu mi-am imaginat ca cineva și mai ales un străin să mă poată îmbrățișa. Niciodată n-am avut o îmbrățișare. Și dintr-o dată, zice, am simțit așa ca un fel de pace lăuntrică. Și spune fetița asta, și când m-a lăsat din brațe, eu l-am scuipat. L-am scuipat de 3 ori. După care am fugit și m-am dus și m-am pitit undeva și am zis, acum o să primesc pedeapsa. Nu știu de ce am reacționat așa. El a venit și m-a îmbrățișat cu dragoste și eu l-am scuipat. Și a doua zi dimineața, la ora 9, a venit o doamnă de la orfelinat și m-a chemat și a spus, Stefanie, acum o chema Stefanie, Stefanie, vino, vino, zice, vino puțin, zice, domnul de ieri te caută. Și am zis, gata, m-am nenorocit. L-am scuipat pe omul ăla, nici nu știu cine este, vezi pedeapsă ce primesc acum. Oricum eram obișnuită cu pedepsele. Și zice, cum am fi făcut eu de l-am scuipat? Și când aveam inima cât puricele și când era, m-am dus și m-am stat în fața lui. El a venit și m-a luat în brațe, m-a sărutat și a spus, Stefanie, nu vrei să fii fetița mea? De astăzi te iau la mine acasă. Mi-a făcut actele și zice, m-a înfiat, m-a dus acasă, m-a spălat, m-a tuns, m-a îmbrăcat în haine bune, m-a hrănit. Dar eu tot timpul am crezut că el m-a luat ca să-i fiu slujitoare. Au trecut luni de zile în care credeam că trebuie să slujesc, să robotesc. Nu m-a pus să fac nimic și într-o zi când eram la școală, a venit o altă fetiță coreancă și a spus, dar tu nu știi că ești american? Cum așa? A zis, tu ești fata Goliatului ăla, tu ești fata omul ăla. Și a zis, omul ăla m-a înfiat. Și pentru că m-a înfiat, l-am găsit și pe Hristos. Nu numai că m-a dus în America, dar m-a dus în împărăția Lui. Pentru că, zice, am avut o viață tristă de orfelinat și nu se întâmpla nimic deosebit. Dar într-o zi un om a schimbat viața mea. Și în altă zi Hristos mi-a schimbat toată destinația. Și Domnul a venit după noi, prin orfelinatele lumii, ca să ne înfieze, pentru că noi am fost înfiați prin Iisus Hristos de Dumnezeu Tatăl. Și a venit și când ne-a înfiat, noi l-am scuipat, am dat în picioare, am țipat, am spus, te urăsc, nu vrem, că eu nu vrem să-i slujesc lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui, în fiecare zi ne-a copleșit cu bunătate, ne-a copleșit cu sărutările Lui și a spus, hai, că se poate, poți să faci un pas mai departe, hai să mergi într-o linie dreaptă, hai, într-o zi o să calci pe moarele cerului, într-o zi pe marea de sticlă albastră o să cântați cu alăutele, cu sfinții îngeri ai lui Dumnezeu, într-o zi o să stai, spune Apocalipsa, și va sta cu mine pe scaunul meu de domnie. Nu o să spună, tu o să stai pe un tron mic, tu o să stai mai la margine. Într-o zi ne vom bucura cu Domnul nostru. Împărăția lui Dumnezeu este oferită bisericii cu toate prerogativele ei și spune, vă veți bucura veșnic. Dacă să intrați în Canaan, Israel, trebuie să vă îndreptați spre nord și să ieșiți din cercul în care v-ați învârtit. Dacă să intri în Canaan, bărbate, dacă să intri în Canaan, femeie,
Dar ca să intri în Canaan, știi foarte bine, trebuie să ieși odată din cercul ăla vicios și să spui: Doamne, cu tine înainte. Și orice talpă, orice talpă de pământ pe care o vei călca, Dumnezeu ți-o vei oferi o ție. Eu cred în toate promisiunile lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu ne va binecuvânta aici și că va veni după noi și că ne va duce în ceruri. Venirea Lui este aproape. Dar Dumnezeu spune: nu vreau să te mai învârți în cercul ăla. Haideți să ne ridicăm în picioare și am vrea în dimineața asta, nu știu care ne sunt cercurile, dar am vrea în dimineața asta să spunem: Doamne, rupe cercul Tu. Ajută-ne să mergem drept, să nu mai ocolim, să nu ne abatem nici la stânga, nici la dreapta. Dacă ești aici și dorești lucrul acesta, vrem să facem și o rugăciune. Dacă ești aici în sală, facem rugăciunea aceasta, că noi de-aia am venit la biserică, ca Dumnezeu să ne vorbească, și Dumnezeu ne-a provocat astăzi ca să renunțăm la cercurile în care uneori am intrat, poate chiar fără să vrem. Haideți să ne plecăm capetele. Probabil tinerii o să cânte o cântare. A venit și fratele Florica aici. Eu o să stau, o să cobor aici jos. Noi ne rugăm în timp ce ei cântă și dacă cineva vrea să rupă cercul, vrem să ne rugăm pentru el. Încearcă să faci chestia asta. Ia-ți angajamentul ăsta înaintea lui Dumnezeu. Poate că o să mai cazi, dar nu rămâi acolo, că nu ești copac. Dumnezeu ne ridic, Dumnezeu ne însoțește. Dumnezeu să vă ajute să intrați în Canaanul pe care El l-a promis. Toți care sunteți aici, toți care vă sunt dragi dumneavoastră, și să fiți acolo, nu fără mine și nici eu fără dumneavoastră. Amin. Glorie ție, Doamne! Câtă vreme a trecut, câtă vreme a rămas, între noapte și zi, între drum și popas. Ne mințim zi de zi că am fost, că vom fi, și uităm mult prea des să mai fi. Însă vrem cât mai mult, ca și cum nu am ști, ce sărași lumea vom părăsi. Spune de ce tot alegi, spune ce vrei să culegi. Vezi rătăcina neștire. Mâine la capăt de tu vei afla oricum. Fără Iisus, Doamne, sunt amăzire. Ce iluzii s-au dus, ce iluzii mai sus. Spune de ce tot alegi,
cer ce vrei să culegi. Toată biserica cântăm, Domnul este aici. Rătăcina întregi, când ești bine. Mâine la capăt de drum. Mâine la capăt de drum. Dă-ne puteri, Doamne, să nu alergăm în zadar. Aleluia. Să ne luptăm lupta cea bună, ca să căpătăm o răsplată de plină. În numele lui Iisus. Fără Iisus toate sunt.